în 1559 s-a început cu turnul. E turnul care îl avem în spate? Pe care îl vedem și care a rămas. Cu toate că în 1778 a început deodată să se încline, și nu s-a oprit decât peste 100 de ani, dar de atunci nu mai e în pericol să se prăbușească. Dar n-a fost construit așa înclinat? Da, nici vorbă. Alunecare de teren a provocat înclinarea. Și înclinarea s-a terminat. Bineînțeles că comunitatea totuși s-a străduit să facă un contrafort. Am înțeles. Și un fel de cămașă care pe urmă s-a văzut că nu mai a dat voie să se încline mai mult. Care e turist și vine aici, la ruși, la noastră, vine să ia cheia. Păi la cine? Și de câți ani aveți cheile? De mulți ani. Și îți turiști care vine aici? Puțin vin. Cum așa? Păi... Și vin vara? Cam vara până toamnă. Vara noștri. Și întreabă de turn. Știe că turnul e înclinat. Păi dar îl vede. Vede din drum. Îl vede din drum. Ce să mai întrebe? Și nu vă întreabă despre turn, de ce e înclinat? Întreabă. Și apă ce le ziceți? Păi acum eu ce pot să știu? Eu îl știu pe ăla de când eram copil încă turnul de a fost înclinat. Asta așa e, pământul lucră, jos, dacă e cu tremur iar mișcă.